Bună ziua, doamnelor, domnișoarelor și domnilor! Iată astăzi o surpriză pentru voi, dragii mei privitori. Avem în studio un grup de tineri entuziaști, muzicieni în formare, dacă nu unii sunt chiar formați. Numele lor e formația Black Jack, cum s-ar traduce? Deci Jack cel Negru, să zicem, pentru că ei ar vrea să ne spună vreodată ce înseamnă asta, în sfârșit de unde le-a venit ideea, dar până atunci, până aș vrea să-i cunoaște și aș vrea să-i rog să se prezinte. Vă rog de la stânga la dreapta, începem cu Toboșaru. Eu sunt Bora Vladimir, sunt toboșar în formația Blackjack și am 16 ani. Eu sunt Poza Radu, cânt la orgă și vocal în formația Blackjack și am 17 ani. Eu mă numesc Alina Vram, am 17 ani și cânt la chitară și vocal în trupa Blackjack. Mă numesc Vasile Traian, cânt la chitară, am 17 ani și cam atât. Și chitarist. Și chitarist, da. Chitarist. Eu mă numesc Bora Mare și am 13 ani, sunt basistul trupei Blackjack și mie îmi place ce faci. Câți ani ai? 13. 13. Și stai în picioare acum sau stai jos? Cum ești acum? Stai jos, da. Am glumit cu el. Într-adevăr, pentru mine a fost o mare surpriză, domnilor și domnilor, să-i văd la o serbare care s-a petrecut aici la noi. A fost prima serbare după perioada asta nenorocită, cum zic eu, la noi în Olteniță și nu numai la noi, în toată Europa și în toată lumea, în care tineretul sau oamenii din Olteniță au reușit să vadă un spectacol live. Erau doritori, cred că și ei de-abia așteptau să apară în fața publicului. Acolo i-am descoperit și le-am lansat această invitație de a veni în studioul Radio TV Olteniță pentru a-i cunoaște mai bine. Domnilor, cum v-a venit ideea de a pune pe roate formația asta? Pentru că e un nume nou, au fost de-a lungul anilor în Olteniță și alte trupe care au mai trecut pe la mine prin studio, dar pe voi v-am descoperit acum și chiar îmi pare rău că nu v-am descoperit mai demult. Păi noi am început acum 2 ani. Da. Inițial începusem foarte, ceva foarte infantil așa, adică eram eu la orgă, un prieten de-al meu la chitară. Nu ne gândisem niciodată să facem o trupă în mod normal. Adică m-am dus la el acasă și am încercat să cântăm puțin. Apoi am vorbit cu Alin, știam că și el cântă la chitară și am zis, bă, e ceva, adică să fim mai mulți chitariști și un pianist, ar fi mult mai bine. Și prima noastră repetiție s-a desfășurat cam așa, eram eu, Alin și Traian, și Traian, neavând tobe, bătea în canapea, adică ritmul, eu cântam la orgă, el la chitară și el bătea în canapea. Tu atunci nu aveai chitara electrică, nu? Avea doar chitara acustică și noi eram băgați deja în mixer, în ceva acolo, cât să ne amplifice un pic. Lucrați un fel de folk din ăsta primar. Făceam, da, era așa. Făceam ce ne tăia cap. Am început greu, ca tot foarte greu. N-aveam nici orice vocalist. Orice început e greu. Da. Și cum v-ați descoperit așa? Ați, din persoană în persoană? Sau noi suntem prieteni de ați ani de zile, de vreo 5 ani de zile ne cunoaștem toți așa, dar eu cu Traian și cu Vlad suntem prieteni la grădință. Eu vă mai pun o întrebare, pentru că într-o formație contează foarte mult și gusturile muzicale. Pentru că nu poți să ai o lucrare fructuoasă într-o formație dacă nu ai gusturi muzicale comune. Eu cred că întotdeauna într-o formație discuțiile sunt în pro și contradictorii și e normal să fie așa. Pentru că dacă n-ar fi discuțiile așa, n-ar fi construită bine linia melodică, armoniile, intervențiile solo, intervențiile toboșarului, basistul. Noi suntem clar influențați de cam aceeași muzică, care e rock, blues, pe acolo. Doar că consider că e foarte important să fii diferit ca să aduci cu ceva nou. Bineînțeles. Și să te înțelegi. Trebuie să vă dezvoltați în toate genurile și muzicale. Aici, în camera asta, efectiv, fiecare dintre noi e diferit. Adică eu am influențe de metal cu pop și muzică clasică care sunt total diferite. Vlad, la fel, cu treaba lui. Radu, cu treaba lui. Mareș, cu treaba lui. Și Traian, cu treaba lui. Din toate genurile astea muzicale, trebuie ca voi să scoateți, sau trebuie ca voi să scoateți pe piață un alt gen. Adică să faceți un melanj muzical dintre toate stilurile astea muzicale pe care să fim noi. Exact. Care să vă reprezinte, să spune oamenii când ascultă Blackjack, băi, ăștia sunt, nu sunt alții. Da. Deci cam așa trebuie să recunoască, cum recunosc eu acum, de exemplu, orice trupă după chitarist sau după toboșar. Da, clar. Am ajuns să-l cunosc după cum bat. Da. Deci sunt, cum să spun, devin entități muzicale foarte, foarte cunoscute de fani.
Asta am încercat noi să facem cu piesele pe care le-am scos. Avem momentan 4 piese și pur și simplu dacă le ascult sunt influențate diferit, dar părerea mea e că se îmbină cum trebuie și ne reprezintă. Așa se întâmplă la început. Da. Pentru că sfatul meu e, ați pornit la drum, ați început să vă închegați, va trebui ca pe viitor să veniți cu lucruri proprii. Da. Preluarea sau prelorile muzicale sunt cele care vă formează pe voi ca muzicieni. Da. Adică vă dezvoltă tehnica, vă face să simțiți altfel muzica și să compuneți altfel. Deci sfatul meu e să compuneți, compuneți, compuneți. Pentru că numai așa vă veți face cunoscut. Prelorile sunt bune și ele pentru a te educa muzica. Dar tu ca persoană sau tu ca grup nu poți să te reprezinți în fața publică decât prin creație proprie. Da. Să apari și cu texte. Părerea mea, deci mulți tineri din de teapa voastră cântă numai și numai în engleză. Eu consider că e o mare greșeală. Pentru că voi vă adresați și publicului care ascultă în românește. Deci ar trebui să faceți un melanj. Asta e un sfat, voi faceți cum credeți. Da. Să faceți un melanj și între piese românești, compoziții de ale voastre și piesele cunoscute de toată lumea, care să fie executate cât mai bine, pentru că întotdeauna se face comparație între original și copie, sau cum să spun eu, cover-urile care le cântați voi, că și eu când cover-uri, sute de cover-uri sunt apărute. Deci lumea face o comparație și întotdeauna nu trebuie să cazi pe planul 2. Pentru că atunci pierzi din încrederea oamenilor, oamenii nu te vor mai asculta, dar când vii cu lucruri noi, de exemplu, mie mi-a plăcut din voi, din toată treaba, mi-au făcut intervențiile basistului, ca să vorbim și cu basistul ăsta, că l-am lăsat la coadă. Ia zi și tu câteva cuvinte. Eu, sincer, am fost adăugat în trupă mai târziu. Așa. Sunt cel mai nou membru în trupă, dar am reușit să mă adaptez destul de ușor și mie, sincer, îmi place foarte mult ce facem, ce melodii cântăm, tipul adică genul melodiilor. Tu ai avut și în familie basist acolo. Cine? Hai să nu-i spun eu cine. Spune tu. Tatăl meu este basist. Ai văzut că mai știm și noi câte ceva. El m-a învățat cam tot ce știu eu la bas. Te-a învățat bine, nu e? Nu e un lucru rău. Da, am moștenit chestia asta de basist. Foarte bine. Și sunt mândru că am ajuns cu intru, pentru că îmi doream de foarte mult timp. Foarte bine și să nu te lași. Problema la trupe, domnilor, e următoarea. În momentul când începe să aveți succes, intervin și certurile. Haideți să fim sinceri, că de obicei trupele așa se destramă. La voi mai e și problema, sunteți și unii dintre voi n-am terminat. Veți pleca din oraș. Trupa va fi mai greu să o puneți pe roate în momentul când unul din voi va pleca. Va fi greu să vă adunați, dar totul depinde numai și numai de ambiția voastră și de, hai să zic eu, și de partea tehnică. Cum stați cu partea tehnică la grupul ăsta? Adică dotarea tehnică. Foarte bună. Suntem deocamdată. Bine, momentan. Adică, nu avem nevoie de mai mult. Față de cum am început, e genial acum. Am adică avut norocul să avem niște părinți care ne-au susținut. Ne-au susținut din toate punctele de vedere. Pentru că vă dați și voi seama, orice apariție publică trebuie să sune bine. Da. Și dacă nu sună bine, adică vă trebuie un PA de calitate, deci un PA, dacă știți bine ce înseamnă, vă trebuie un om la mixer care să fie trup și suflet pentru voi, care să vă cunoască toate melodiile de la A la Z, de la prima inflexiune a toboșanului, când bate primul cinel sau ultima notă a chitaristului solo, când se duce pe octavă, el trebuie să știe. Și atunci, automat, dacă cel de la... Vă mai spun un secret, întotdeauna o trupă este făcută celebră de omul de la mixer. Omul de la mixer, dacă are interes să nu te scoată în față, să nu-ți dea șansa să te cunoască publicul, te-a făcut, cum să zice, în limbaj muzică. Deci va trebui să vă orientați foarte bine la oamenii care îi aveți pe lângă voi, chibiții, cum zic eu, pentru că influențele vor fi foarte mari. Care din voi este în an terminal? Niciunul. O să fiu eu anul viitor. Anul viitor. Deci mai aveți șansa să mai lucrați împreună încă 2 ani, fără problemă, și lucrurile vor evolua, vă spun eu, pentru că v-am auzit cântând, repetițiile trebuie să fie permanente, să aveți, de câte ori aveți repetiții pe săptămână? În jur de 2 ori, cam așa, o dată chiar. Unde faceți repetiții? La Vlad acasă. Acolo unde v-ați mutat, nu? Da. Acolo, nu? Pe lângă Grănicer, parcă. Da. Ori la mine în cameră, pe un cameră, toți doc, ori dacă nu într-un magazin vechi. Vă trebuie neapărat o sală din asta de repetiții, pentru că fără sală
nu faceți nimic. Poate când se deschide casa asta mare de cultură aici... Da, sperăm să avem concerte acolo. Să... Nu numai concerte, eu vă doresc să prindeți și o sală de repetiție acolo. Da, noi chiar să sperăm. Să prindeți o sală de repetiție, să vorbit cu oficialitățile locale. O să încerc să vorbesc și eu, să văd. Pentru că fără sală nu faceți nimic. Da. Adică n-aveți cum să lucrați. E normal. Și lucrurile astea vor avea un mare impact în progresul vostru viitor. Și... sau toți v-ați dat seama că fără a învăța cu un profesor nu faci progrese. Nu faceți progrese pentru că netul îți dă noțiunile generale. Da. Dar tehnica de prindere și viteza, cum să spun eu, nu înveți decât cu profesor lângă tine. N-ai cum să... Indiferent cât ai fi tu de ambițios, să înveți cât de cât. Dar eu am ascultat, nu dau nume, am ascultat tineri din Oltenița care mi-au cântat, au venit la mine la studio aici, au cântat. Cum ai învățat chitară? Păi, domnul Mitic, am învățat pe internet. Ia cântă-mi o melodie. Îmi cânta, face, păi, de-aia e pe net așa. Și era total greșit.
El confunda când la armonie, de exemplu, în loc de la minor, prindea do major că avea la do mi și în sfârșit și mai trebuia un do. Îmi spune, măi băiatule, pe chitară sună, pe chitară la rece sună altfel, pe chitară lirică sună altfel, deci trebuie să asculți în fiecare instrument în parte. Deci educarea urechii contează enorm. Da. Enorm, pentru că și trebuie pe parcurs, va trebui să căutați, să învățați tehnic de orchestrație. Pentru că la o trupă, tehnica de orchestrație e primordială, vă spun eu. Adică îmbinarea tuturor elementelor când intrați la compus, trebuie să le faceți cu cap și să începeți să studiați. Să luați să studiați elemente de armonică, elemente de compoziție. Adică, chiar, dacă vi se pare greu, fără rușine, învățați la un profesor. Nu e nicio problemă dacă aveți de gând să... Pentru că nu veți putea face progrese fără treaba asta. Mai ales, eu spun, mai ales la Radu, la clapă. Mai ales acolo. Adică să nu se mulțumească cu nivelul de acum, niciodată. Clar, da. Pentru că nu veți progresa. Veți cânta câteva piese pentru fan, pentru chibis, pentru prieteni, care vă vor aplauda că așa se întâmplă, dar progresul adevărat nu îl veți face decât când veți studia. Mult. Eu vă zic, cel puțin, să aveți să nu vă luați nici timpul de școală, că încă sunteți elevi, cel puțin 2-3 ore pe zi, cumulați și după amiază și seara la fiecare în parte. Fiecare la ceea ce lucrează el. Și când vă găsiți, să vedeți voi ce vine vă prinde. Pentru că atunci veți avea și dexteritatea și talentul care se formează pe parcurs. Necântând, nelucrând, te duci, le enervezi pe organist, le enervezi pe toboșar, le enervezi pe chitarist, ajunge la un moment dat să vă certați între voi și de aici pleacă toată treaba. Vă spun eu, la o formație, toată treaba pleacă din neștiința unora dintre informații. Adică nivelul de cunoștință e un pic mai redus decât al celuilor. Dar asta nu înseamnă că în momentul când tu ai învățat ceva, să-i dai ăla pe sănaț, băi, nu, arată și unul alt. Că e în interesul vostru, că sunteți un grup, nu sunteți oricare. Ce aveți în lucru acum? Haideți să vedem acum la... Păi, noi am vrea să terminăm un album acum. Așa. Aveți 3 piese, parcă. Patru piese. Avem 4 piese și ne definește ca... Adică aceste 4 piese ne definesc de faptul că noi toți suntem diferiți ca muzical. Adică avem o piesă cu influențe multe de funk, o piesă cu influențe indie, da, o piesă rock și o piesă pop. Deci... Mai vă trebuie piesă country. Da. Dar nu încercăm să facem asta neapărat. Nu încercăm să facem asta. Eu mă refer la modul pentru că ați atacat multe genuri. Da. Adică ar trebui să dovediți tuturor, băi, puteți să atacăm și aia. Da. Adică acolo o piesă, nu hip-hop, dar se practică. Am văzut acum cu elemente de hip-hop în partea de rock. Da. Deci se practică. Deci așa se face, nu? Ar trebui să... Blues, clar, și blues, și bluzurile care sunt, după mine, bluzurile sunt... părți muzicale foarte dificile. Da. Care acolo, cum să spun eu, și bluzul la armonizare e problema. Adică armonii simple la un bluz pui, dar dacă vrei să-l faci cum trebuie armonizat, bine, de tot. În sfârșit, astea sunt lucruri care voi poate le știți, poate nu le știți. Dar eu am admirat la voi curajul vostru ca să pornim la drum. Că sunt mulți tineri care se pierd. Da, noi am mai cântat așa, dar acum a venit perioada asta cu pandemie. Eu nu zic că a fost rea pentru noi ca muzicieni. Adică cel mai mult ne-am dezvoltat, eu cel puțin și bănuiesc că și ei, cel mai mult în perioada asta ne-am dezvoltat. Am avut timp mult și am stat singuri acasă, adică am compus, am încercat să facem cât mai mult. Am început să ne vedem la Alinca să înregistrăm, că ne-am cumpărat o interfață și înregistrăm la el acasă, cum știm și noi acolo, cu minimele noastre cunoștințe. Eu n-am ascultat imprimările celelalte să văd cum sună, că m-ați făcut curios să văd, să le ascult și eu. Noi zicem că sună foarte bine. Piesa care cred că ne reprezintă cel mai mult e Downtown Gene. Am primit și cele mai mari păreri pozitive. Intru și eu acum să ascult. Da. Recunosc, n-am ascultat. Deci fac mea culpa, cum se spune. Dar o să ascult, nu e o problemă. Și pe viitor se poate face o treabă serioasă. V-am zis, eu sfatul meu e să intercalat și melodii... E genul vostru muzical în limba română. Pentru că oamenii vor vrea să vă asculte și așa. Da, noi am luat, adică cover-uri așa făcând... Nu cover-uri, compoziții proprii. Compoziții proprii. O să facem în limba română, cu toate elementele care vă plac vouă. Da. Și să vedeți voi ce efect vor avea. O să facem. Pentru că într-un spectacol sau pe un disc, nu poți să cânti numai în engleză, că nu te adresezi numai unui public cunoscător de limba engleză. Da. Deci la ora actuală majoritatea tinerilor știu engleză. Dar chiar dacă o știu, unii o știu așa la suprafață, chestiuni simple de vorbit, nu aprofundează. La ora cât ai face? Tinerii nu prea ne mai ascultă la ora actuală.
Da. Asta e altă treabă. Și nu vă întrebați de ce? S-au schimbat. S-au schimbat generațiile, timpul. Adică... Gusturile. Gusturile s-au schimbat mult. Majoritatea tinerilor ascultă niște muzică... Diferită. Eu îi ascult... Diferită, nu eu, adică nu știu că e o muzică slabă. E o muzică făcută pe calculator, adică nu mai folosim... Uităm să mai folosim instrumente. Exact. Exact, asta e. Adică în momentul când nu mai se simte mâna, nu mai e feeling-ul ăla. Da, special, e puțin robotic. Exact, da. Sună. E, sunt și programe de calculator. Eu recunosc că eu am lucrat cu ele și știu... Și noi lucram în ele. Care sună formidabil, zici că e mână de om. Deci da, nu da așa este, să... da. Dar nu e. Una e să cânte da. Radul la clapă sau să-mi bată... De-aia cred că mulți la bas, că sună altfel. Problema e că nu mai poate fi apreciat... Să zicem, dacă un om învață să facă ceva la clapă, să zicem, sau la chitară și cineva o face pe calculator, nu prea mai e ce să apreciezi. Nu, nu. Sunt programe de calculator în care pentru muzicienii avansați, care le scrii ca partitură. Da. Eu am lucrat cu așa ceva. Îi scriu, îi scriam ca partitură și îmi lucra basul cum vreau eu. Și suna, alegeam în 200 de basuri, alegeam care mi se părea mie cel mai curat. Da. Și suna formidabil, dar nu e. M-am înlămurit, înseamnă, una e mâna omului. Da. Chiar da. Dacă deodată mai dai și eu un kick, cum se zice, o notă pe lângă. Ala-i e farmecul ăla. Farmecul. Are nota aia care... Și la tine am auzit niște kicks-uri acolo, dar nu mare așa. Când ai cântat, dar nu enorme. Dar m-am gândit că din cauza emoții. Da. A fost primul lui concert live. Da. Păi asta e, la fiecare. Și la fiecare din voi. Au fost lucruri care... Păi așa, bine, e, așa se întâmplă, live, da, așa e. Da, în momentul când intri live, ce vă spuneam eu, dacă n-ai un om specializat în spate la mic, eu întotdeauna am dorit trupelor cu care am lucrat și că am cântat să am un om specializat și așa am făcut, care în momentul când apăream nici nu discutam. Cu, dacă nu suna cum vream eu, nici nu stăteam de vorbă. Adică să sune perfect cum auziți melodiile pe CD, așa se auzea și în spectacol. Adică așa trebuie să vă auziți și voi și voi să aveți pretenția asta permanent când veți lucra cu cineva. Dacă veți face de un rost, de un tânăr, de vârsta voastră, să zicem, ca să nu mai stea în spate, tata, mamă, în sfârșit, cum ziceți voi, dar să fie lângă voi care să audă bine, să cunoască măcar un instrument, da, să știe și să-l aveți permanent lângă voi. Bă, că mergeți să-l aveți cu voi acolo. Pentru că e foarte... O să-mi dați voi dreptate, poate. Poate îmi dați și acum, dar nu știu cum. Adică asta înseamnă enorm. Asta înseamnă profesionalism, ca să... ieși în fața tinerilor. Mă spuneți voi că gusturile se schimbă. Se schimbă, într-adevăr, se schimbă și clasamente internaționale de la 3 luni la 3 luni. Un gen muzical e pe primul loc în Billboard și în urmă peste 2 săptămâni altcineva. Dar respectăm proporțiile. Noi vorbim la nivel de Oltenița la noi. Voi sunteți o rară avis. Cu pasiunile voastre, cu gusturile voastre, cu genurile muzicale care voi vreți să le promovați. Într-adevăr, poate unora le place, altora nu le place. Publicul care vă admiră va fi alături de voi, indiferent de situație. Da. Deci da, nu, da. Voi nu trebuie să vă faceți problemă că stai așa, că să schimbă gusturile, aolo, stai să ne schimbăm și noi. Nu! Cântați exact ceea ce voi vă considerați că puteți face cel mai bine. Că da. Ăsta este lucru care vă va... Eu mă bucur că ați fost la noi aici în studio, aici la Radio TV Oltenița. Și să sperăm că în vara asta mai facem câteva întâlniri. Poate să văd, m-am zis, poate facem și o filmare cu o melodie, două, dar v-am zis, rugămintea mea e, filmarea o facem numai în limba română. Că vreau să vă trezesc, cu ghilimele de rigoare, și publicul iubitor de limba română, cu texte de calitate. Adică trebuie să vă gândiți și la asta când... ați observat că marile succese internaționale, de obicei, unele care se adresează corpului de dansat, alea nu prea au nevoie de un text extraordinar. Dar celelalte, marile succese internaționale, au un text formidabil când îl traduciți. Da. E, și dacă reușești să-l transmiți și în limba română publicului, cântându-l la aceeași calitate, e cu totul altceva. Adică rata voastră de succes va crește exponențial. Deci nu veți mai fi reduși la o engleză care omul intră, băi, ce se face? Și tot timpul face comparația cu ăla. Nu! Încercați, cântați și de-alea, și de-alea. Nu e o problemă. Dar în momentul când le faceți melanjul, să fie toți voi să fiți. Să zic că te ascultă ăla, uite, aia, uite, a, stai bă, ce nu stai, Blackjack, gata. Așa sună.
Sau vocalistul, sau cine când vocal cine mai cântă în afară de radio, cine mai cântă? Eu. Și tu, nu? Da. El e vocalistul principal. E, cine mai cântă? Lucrați pe voci cât mai multe. Da. Ca să fie, da. Să se vadă. Că la o imprimare stereo se pot face multe lucruri. Contează enorm și calitatea imprimării și promovarea voastră. Pentru că degeaba te strădești tu să cânți bine și ești extraordinar dacă imprimarea ta îți face un deserviciu. Noi oricum am fost nevoiți să cântăm cu vocea, că am avut multe, adică am avut și vocalist, a ieșit din trupă. Am avut alt vocalist. Am avut alt vocalist. L-am pierdut și pe ăla. L-am pierdut și pe acela. De nevoie am ajuns așa. Am ajuns să cântăm noi. Da, cred nu că e cea mai bună versiune a noastră. E cea mai bună versiune a noastră, adică ne simțim cel mai bine. Da. Fiind păi vedeți, prieteni de atâția ani. Da. Deci ne simțim cel mai bine. Nimic pierdut. Deci totul e poate... Poate așa a fost să fie. Așa, bănuim că pentru că, cum să spun, eu v-am ascultat și sunați bine. Sunați bine. V-am zis, cum mici ne-al vedeți? Dar nu, asta nu e o problemă. Asta se reglează pe parcurs și la trupele mari sunt astea. Dar v-am zis, multă muncă pentru succesul vostru, multă muncă, sunet bun, inginer de sunet bun și spun eu că nu veți rata. Adică veți reuși în ceea ce v-ați propus. Vă mulțumesc pentru apariția la noi. Mulțumim și noi. Mulțumim foarte mult. On the carpet, really asking, why am I better?